Salutare tuturor, eu sunt Bihoner și în acest episod o să jucăm Hungry Shark Evolution. Na bun, l-am luat pe Big Daddy, l-am luat și pe Megalodon, l-am luat și pe Marele Alb, dar n-am mai filmat și o să filmez mai multe episoade cu Megalodon și cu Great White Shark, adică Marele Alb, dar o să le fac mai speciale. Adică nu o să filmez doar așa cum în joc, ci o să folosesc, de exemplu, gadget-uri. Am mai spus într-un episod că o să încep să filmez și cu diferite gadget-uri, pentru că deja ajung la ultimul rechin și na, nu o să prea mai avem ce face. Și o să vreau să filmez și cu gadget-uri. Trebuie bine încă. Da, bun. Și... acum filmăm cu Big Daddy, cred că v-ați dat și voi seama. Și data viitoare, ori, adică data viitoare când facem gameplay cu Rechinu, cu Rini, ori o să filmez cu Megalodon, ori cu niște rechini special. Cu Mozozaur nu cred că o să pot să filmez, pentru că costă extrem de mult. Și vedeți și voi, de-abia am la Big Daddy și mi-a luat vreo 2 zile să-l fac. Adică nu jucam. Adică, știți voi, așa, vreo oră, două, maxim, pe zi. Adunate, știți? Adică nu stau o oră, două pe jocul ăsta. Stau o oră, două în total. Și vreau să vă arăt un truc cu portalul ăsta. Dacă vreți să faceți, cum se numește, să... mergeți mereu în lumea aia unde este zăpadă, adică aici portalul ăsta. Trebuie doar să setați ziua cu 12 ore înainte. Adică eu setez cu o zi înainte, știți? Dar trebuie doar cu 12 ore. Adică după ce ați intrat în portal, uite, după ce intru eu acum în portal, când o să ies, o să-mi arate că mai am 12 ore până când o să intru iar. Mă duc la setarea datei și a orei și setez acolo ziua următoare. No, bun. Și o să-mi arat, o să pot să deschid și din nou cufărul ăla și și o să pot să intru iar aici. Și pot să faci asta de câte ori vrei tu, în aceeași zi. Un băiat al meu a mers în lumea asta de ori, într-o singură zi. No, adică pe puțin, știți? Adică puteți să mergeți de câte ori vreți. Și am văzut că videoclipul cu cum se numește jocul ăla, Angry Bird Gun, nu prea a ieșit foarte bine. Are lag și nu știu ce să-i fac. Văd eu, iau altă aplicație de filmat, nu știu. O să încep să filmez și cu rechinii ăștia special. Deja pe Electro Shark, mai am nevoie de următorii doi. Până o să pot să filmez, ca să nu trebuiască să stau. Să aștept să îi strâng, să strâng banii pentru ei. Și cam asta e ideea. O să fac... uite peștele ăla. Da, bun. Și o să fac mai multe videoclipuri. Și cu gadgeturile, în sensul că gadgeturile acelea, cum e vortexul ăla, cum e mor. Cum e skateboardul ăla, dar e foarte scump. E extrem de scump, ăla nu știu dacă o să fac vreodată cu el. Și dacă reușesc să fac. Pentru că vedeți și voi, am de-abia 66 de cristale și nici nu știu la ce ar fi de folos rechinii ăștia care nu pot merge pe... pământ. E folos doar pentru ăștia care nu pot. Dar pentru Megalodon sau Big Daddy nu prea. Vedeți și voi pe pământ foarte, foarte repede. Și nu știu la ce mi-ar fi de folos. Eu o să încerc să fac videoclipurile cu gadgeturile. Cu Megalodon și cu Marele Alb, pentru că Marele Alb nu poate... Marele Alb nu poate să mănânce bombe, iar Big Daddy nu poate să zboare. Megalodon
Nu că ar fi putut alt rechin în afară de Roboshock. Dar vreau să spun că ori la Big, ori la Don, ori la Marele Alb o să-mi filmez cu gadgeturile. Sunt la un singur rechin până la sfârșit, după ce strâng toate gadgeturile, să pot să folosesc un singur rechin cu toate gadgeturile, care probabil o să fie mai bun chiar și Big Daddy. Adică, de exemplu, Marea Albă o să fie mai bun decât Big Daddy, dar care toate le supun. Nu, pe aibă vortexul ăla care atrage pe acolo, o să aibă skateboardul ăla care merge cam la fel ca ăsta, de altfel, dar ce să mai aibă, jetpack-ul ăla, jetpack-ul care îl poți strânge foarte ușor, trebuie doar să faci care pare mult, dar nu e chiar atât de greu. E ceva, dar dacă nu știu, dacă ai, de exemplu, acum, nu știu, pe Megalodon și ai făcut, se pare foarte ușor. Pentru că, de exemplu, eu am început să fac alea 50 de misiuni atunci când știam că am 40 făcute, adică 30. Adică eu făcusem 30 de misiuni înainte să știu că pot să deblochez jetpack făcând 50 de misiuni. Și, nu știu, l-am făcut repede. Dar, nu știu, a trebuit să fac la 4 rechin toate misiuni. Și apoi încă 7 de la Megalodon și Marele Alb. Adică nu trebuie neapărat și voi la fel, adică fel, da, în orice alt fel. Dar mie mi s-a părut mai ușor să fac misiunile alea mai ușoare la primul rechin. Și apoi să fac mai puține la rechin, niște mai care au misiuni mai grele. Și, nu, cam asta e ideea cu jetpack-ul. Atât are, prima dată când am fost că e imposibil să iei jetpack-ul și nu... Nu știam cum alții aveau jetpack, dar fără să îl hackerească, știi, joc. Am dat mai pe urmă că poți face 50 de misiuni și e super șmecheră chestia asta, dar nu știu. 50 de jetpack e destul de puțin, cel puțin mie așa mi se pare. Pentru că, gândiți-vă și voi, cu jetpack-ul puteți zbura, nu vă mai trebuie nimic altceva, Roboshark sau așa. Decât că ăla poate să ia bombele și să le transforme în de-alea o să facem poate scoate poate să le folosească împotriva altor creaturi, adică le transformă în misă, să nu știu cum să spun, am uitat cuvântul, nu vai, nu trebuie rămâne. Și dacă vă întrebați de ce dau mereu pe option, e că în joc mi se mai întâmplă să nu mai pot să țin apăsat pe ecran și să mai nu mai pot să mai mișc rechin, nu știu de ce, dar nu mai pot, așa se întâmplă pe orice joc cu ăsta. Cerculez de sus. Și mai intru puțin în setări ca să nu fac pentru asta îmi trebuie și apoi mai pun cealaltă mână, știți, pe ecran și mingiuța asta, dacă nu știți ce face, ea, când vă jucați cu ea, când o aruncați în sus, așa vă dă viață. Acum nu știu foarte bine cât vă dă, dar vă dă puțin de viață. Dacă aveți foarte puțină viață de tot, puteți să vă jucați puțin cu minguța aia ca să vă dea... Eu nu știu de ce am să văd aici. Să vă dea... Încă... Și... Pentru că am avut o săptămână extrem de grea. Nu-i bani, nu contește.
da. Și la un moment dat, cred că înnebuneam, era o misiune la Megalodon și mănâncă 100 de oameni de pe plajă, niște oameni, mulți oameni, aia care, aia îmbrăcați în verde, care sunt bărbați, nu știu, beach standers, ceva genul. A fost destul de grea misiunea, chiar dacă nu pare. Știți, pentru că e Megalodon și poate să mânc orice. Am luat mapa aia cu misiuni. Dar scoicile sunt foarte mici, se observă. Și mi-ar fi plăcut să iau și pe aia cu un object. Dar costă foarte mult și nu-i prea văd rostul. Nu folosesc cristalul ăsta să nu iau altceva. Mapi skateboard-ul ăla. Ca să pot să fac un videoclip mai mine. Taina. Și am obosit. Să filmez și niște videoclipuri, că am deja v-ați dat seama pentru că știam ce să fac și v-am zis că am făcut alea 50. O să fac un videoclip cu jet pe cola pe, nu știu, încă nu mai din ce din folosesc. Ori Megalodon. Și folosesc rechinul ăla, dușul ăla de rechin care este de lavă, știți? Ăla care te protejează contra exploziilor și când zicem de explozii, de toate exploziile, de la de la bombe până la cele pe care le lansează submarinul și la cele care le lansează elicopterul și te protejezi de foc, adică foc și când merge spre crab, știți că sunt unele chestii de ale de foc care ți-a damage. Nu! Nu! Stai, nu! Nu oprim aici. Ba, da, ne oprim aici. Deci cam atât cu acest episod. Făcut ceva, câțiva bănuți și o să văd eu ce păr. Aș cumpăra ori un gadget, adică, de exemplu, laserul, dar nu e foarte util. Ori bebelușul ăla de lavă. Cred că mai bine bebelușul de lavă și aștept puțin până când o să-l iau și pe mozozaur, care arată super șmecher. Da, bun, și uitați cam așa arată jetpack-ul și o să fie marele alb, cred, cu rechinul ăla cu cum se numește, lava shark baby, bebelușul ăla de lavă, pentru că Megalodon mănâncă oricum bombele, la fel și Big Daddy, dar nu le mănâncă, că o să puteți să vedeți cam cum este, la ce este bun. La ce ar trebui neapărat pentru rechinii ăștia, că ați putea strânge pur și simplu bani pentru Megalodon. Pentru că bebelușul ăla de foc îți dă cam, îți cere 90.000 de cristale, de bănuți. Și e mult mai ieftin Megalodon. Na bun, cam atât cu acest episod. Deja l-am lungit ceva mai mult și noi ne vedem data viitoare, în care cred că o să filmez jetpack-ul cu Megalodon, cel mai probabil. Bine, pa!